Am dormit foarte bine în această cameră de 9 euro pe noapte cu aer condiționat. În fiecare zi ne-au adus câte un ceai foarte bun, iar acum suntem pregătiți să mergem mai departe. Ne-am luat la noi banane și cel mai bun fruct descoperit, mangostano. Pornim spre Dambula, sunt cam 67 de kilometri din zona asta. Un bus pentru 2-3 ore. Sau chiar mai mult, depinde de trafic. 67 de kilometri, cred că cam 3 ore. Nasol că nu putem ajunge cu trenul din zona asta. Da, pentru că este în lucrări, cel puțin 6 luni mai durează. Cocona de reveneală. Hai să vedem, mă. Coconatul de la prima oră. Mai vine un bas. Ne dă omul free ride. How are you? Yeah, it's fine. Ah, other side. Okay. Ah, okay. Dă-mi ia cumva. Is good? Dambula. Dambula. Ce noroc pe noi, a? Free ride. From which country? We are from Romania. Ah, Romania. How much are you? Cât de tare ne-a dat omul un free ride. Ce bine, am ajuns gratis în stația de bus. Hai să vedem care e busul pe care trebuie să-l luăm. Agoba. Agoba. Alambo. No, no. Alambo. Yes. Dambula. Hai. Hai. Dambula. Heavy. Ah, no, the dog. Dambula. Ah, can't, yes, sir. Dambula, man. Locuri pe alese. Dambula. Sunt foarte colorate bursurile, toate bursurile mega colorate. Fiecare bus are un altar cu Buddha în față. Numărul 42 care merge spre Kandy. Acest bus ajunge în Dambula și după continuă spre Kandy. Biletul până în Dambula mai puțin de 1 euro. 310. Pentru 70 de kilometri. Lux. Dulce cu ginger sau papaya. Papaya. E cam tare puțin. Mamă, e plină de zahăr. Cred că. Vrei? Nu? Bine. Dambula. Asta este ziua națională. Primul lucru, trebuie să căutăm un hostel. Steagul cu leul. Care în budism are semnificația de
forță. Leul cu sabia. Călugărul care joacă la loterie. Fructișoare. Angustanii. Hello? 400 kg de mangostan. Megalux? Da. 400. 1 euro, 0,2. Dambula Tourist Resort. Resort, nu te joci. Și cu Wi-Fi. 2500 pe noapte, care vine 7 euro. Hai să vedem cum arată o cameră de 7 euro. Pentru 8 euro pe noapte am găsit o mega cameră cu apă caldă și net foarte puternic. Putem să urcăm ceva. Flori artificiale și o vază din nucă de cocos. Am ieșit pe explorat. În față avem Matale la 46 de kilometri. Matale. Locul jamaicanilor din Sri Lanka. The Golden Temple. Temple. Templu de aur. La intrare am vorbit cu un localnic. Toată lumea ne spune Romania, I want to go there to work. Cred că e o vrăjeală comună pentru orice țară îi spune. Bine, ne-a zis că ar putea să meargă, dar nu are bani, 6.000 de parai. Dolari? Ca să ajungă în România, cu tot cu viză, cu agenție plătită și cu o combinație să lucreze. Temple, uite, the temple. Temple. Am ajuns până aici și acum trebuie să ne dăm ăștia jos? Nu. Nu cred. Nu, sunt oameni. Frumos, Golden Temple. Nice. Dulciuri. O grămadă de fructe. Stă pe cior, stă pe cior. Bambus. Peșterile Cave Temple. Kingsway. If you are a tourist, you should buy a ticket from trusty office before entrance to Cave Temple. N-ai voie în pantaloni scurți sau cu șapca. Să nu acostumați. 2000 intrarea. Okay. Multe biletele. Rock Temple. Temple. Ia tu rest. 250 de trepte. O nimica toată. Aici o să vedem diferite peșteri. Peșteri religioase. Putem să vedem înăuntru diferite picturi și Buddha, diferite statuete din secolul 2 până în secolul 18. Stă așteaptă un câine. Șarpei. Mm-hmm.
intrat și o musculiță în ochi, m-a rupt și m-a înțepat fix în ochi. Suntem rupți. Am urcat până în vârf. Cele 5 peșteri. Am crezut că e cineva și cântă, dar de fapt era stația la om, eu văd da din mixer. Ok, intrăm în una dintre ele. Prima peșteră. Centru religios. Un mare Buddha. Nici o informație în engleză. Asta e locul. Wow, frumos. Buddha cu șarpele. Buddha cu șarpele, cobra, când la o crate de praie, în pădure. Acest templu are o grămadă de statui și de picturi religioase cu Buddha în diferite ipostaze.
Așa, cred că sunt părinții. Nu pot. Tata. Cred. Tata. Ora cea mai bună de venit este după ora 6 sau după ora 5, pentru că nu sunt prea mulți oameni și pot savura. Buddha a lăsat câteva învățături numite Dharma. Se axează pe 4 adevăruri nobile și 8 nobile căi, oferind un ghid pentru eliberarea de suferință și atingerea iluminării. Suferința este o parte inevitabilă a vieții.
ultima peșteră. Ziua, cred că e puhoi de oameni. Și te arci în picioare. Dacă e prea cald. Trebuie să stai în picioare goale. Merită toți bani. Chiar merită. Toți banii nu merită. Decât cât e intrarea. Ilieci. Uite hub acolo sus de Ilieci. Mamă, deci că îți vine în cap. Uleiul de cocos. A venit în tamp. Uau, ce bine miros. S-a urcat, acum coborăm. Nu e luminat drumul, ne-am întins. Am stat la apus. Este timpul de fructe. Paradisul fructelor. Ne-am luat iar mangustani. Am descoperit un fruct nou, AGG fruct. Fruct. You can say again? Egg fruit. Egg, like egg. Egg, yeah, like egg. Look, wow. Oh, wow. Asta e ce poți să iei cu 15 lei, orez cu legume și cu ou, pește, cartofi, cum se numește ăla? Jackfruit. Jackfruit și doi peștișori. Thank you. Thank you.